Postul Crăciunului a început astăzi și durează 40 de zile, dintre care multe au dezlegare la pește, ulei și vin. În ajunul Crăciunului se ține însă post negru, iar credincioșii așteaptă preotul, care aduce vestea nașterii Mântuitorului. Anul acesta, lăsatul secului s-a făcut ieri seară. Dezlegarea la alimentele de dulce se face numai după Sfânta Liturghie de Crăciun, oficiată în data de 25 decembrie. Postul Crăciunului amintește de postul îndelungat al patriarhilor și drepților din Vechiul Testament, în așteptarea venirii lui Mesia Izbăvitorul. După unii tâlcuitori ai cultului ortodox, prin durata lui de 40 de zile, acest post aduce aminte și de postul lui Moise de pe muntele Sinai, când acesta aștepta să primească cuvintele lui Dumnezeu. La început, nu toți creștinii posteau în același mod și același număr de zile. De exemplu, unii posteau numai 7 zile, alții 6 săptămâni. Unii țineau un post mai aspru, alții unul mai ușor. Postul Crăciunului este mai ușor față de cel al Paștelui, pentru că are multe dezlegări la pește, ulei și vin. Se dă dezlegare la pește și preparate din pește, precum și la vin și unt de lemn, în toate zilele de sâmbătă și duminică.